O informație nouă la Digi24. Administrația Biden va cere Congresului un nou pachet de ajutor pentru cumpărarea de armament pentru Ucraina. Este vorba despre miliarde de dolari față de pachetul care fusese deja aprobat. Este o informație pe care o transmite Politico, este o informație oficială, este vorba despre administrația Biden. Cere Congresului un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. E foarte important, din nou, ca să înțelegem momentul în care se află războiul. Există evenimente semnificative astăzi. Unul dintre ele, în mod special, e lăsat în aer, adică nu avem prea multe informații, dar este foarte interesant. Ucrainenii ar fi reușit să treacă pe malul stâng al Dniprului și ar fi reușit să ia prin surprindere pe ruși. Există în evaluările făcute de Institutul pentru Studiul Războiului formularea: ucrainenii au reușit, surpriză tactică. Nu știm însă dacă a reușit să facă un cap de pod, adică dacă au rămas acolo sau rușii i-au împins înapoi, dar până și această lipsă de informații poate fi interpretată. Toate detaliile vor veni imediat în discuțiile cu invitații noștri. Vom începe însă cu un eveniment petrecut în apropierea Moscovei. Veți vedea imediat imaginile. De altfel, astăzi, pe parcursul zilei la Digi24, ați și auzit bubuiturile, ați auzit și felul în care s-au spart geamurile, o explozie foarte puternică petrecută într-o localitate din apropierea capitalei Federației Ruse. Explozia s-a petrecut la o fabrică de armament, la o fabrică a industriei de apărare din Federația Rusă. Inițial, autoritățile au spus că a fost vorba despre un depozit de artificii, că a fost vorba despre un foc de artificii, dar, după cum vedeți de aici, a fost o singură explozie. Această coloană lungă, înaltă, de fum, nu au existat și alte explozii, pentru că, de obicei, atunci când se întâmplă un incendiu la un depozit de artificii, la o fabrică de artificii, ele intră într-un soi de reacție. Și sunt foarte multe explozii și ele sunt și vizibile. Aici pare că a fost o singură explozie. Dan Grecu este general major în rezervă. Florin Negruțiu este realizator în fața ta, iar Cristian Diaconescu este fost ministru de externe. Sunt invitații noștri din platou, iar din Marea Britanie ni se alătură Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Universitatea din Oxford. Bună seara, domnule profesor, ne auzim? Bună seara! Perfect! Imediat stăm de vorbă. Domnule general, explozie. Am văzut și craterul. Până la urmă au reușit rușii să ajungă până la urmă să au filmeze. Reușit, da. Înainte de a începe războiul, agresiunea împotriva Ucrainei, din datele care am citit eu, este într-adevăr o facilitate industrială care produce optică sau muniție? Da, electrono-optice pentru diferite categorii de tehnică. Este posibil însă ca pe lângă aceste materiale, acolo să existe și substanțe cu potențial exploziv sau chiar exploziv în sine, care să fi produs. De altfel, după ceea ce a spus și dumneavoastră, războiul, artificiile, focul, sărbătorirea zilei de nu știu cât august, s-a făcut până la urmă și inițial pe telegramul bloggerilor și ulterior și în declarații oficiale s-a dat explicația unei erori umane, ceea ce este foarte posibil, fie printr-o manevrare greșită a respectivelor substanțe, fie un incident la fața locului care a produs explozie. Așa cum se arată din imagini, nu pare să fie rezultatul vreunui atac. Dar nu vi se pare suspect că într-o fabrică de optică era atâta explozibil care se nu mi se pare, nu mi se pare, nu mi se pare straniu. De ce spun asta? Industria rusă a trecut pe picior de război, la producția de război încă în octombrie anul trecut, după atacul, primul atac asupra podului de la Kerch. Situație în care este foarte posibil ca în unele zone să existe facilități multiple sau să fie existat facilități care lucrau pentru industria civilă, pe producție de natură civilă, și să fi renunțat la acea parte, să treacă la producție adică militară. Adică pur și simplu să fi dus acolo niște explozibili care... Poate să fie substanțe care se folosesc la altceva și care să fie explodat în funcție de ceea ce producea. Ce produc acolo nu am găsit ce produceau acolo, decât că așa se numește, opto nu știu cum
respectiva fabrică și se află undeva la niște sute de kilometri totuși de Moscova, nu e chiar în Moscova. Dar este încă un motiv pentru cetățeanul simplu, cetățean civil, să se îngrijoreze de ce se poate întâmpla, să-și imagineze că îi se ascunde adevărul și alte lucruri de genul ăsta care afectează indiscutabil psihologia individului și sentimentului de siguranță. Ori acest lucru, mai ales după seria de atacuri cu drone care au avut loc de data acum o săptămână, acum două săptămâni, astea fiind chiar la Moscova. Deci nu în alte părți. Avem acum informații că într-o altă localitate în Federația Rusă, se numește Stavropol Krai, s-a produs o explozie la o altă facilitate a armatei ruse. Imediat colegii mei ne vor ajuta cu imaginile de acolo. Foarte interesant, domnule ministru Diaconescu, explozia de dimineață a fost filmată de camere de supraveghere, cum se întâmplă, da? Din tot felul de unghiuri, din tot felul de locuri și așa mai departe. Într-unul dintre locuri, o cameră de supraveghere înregistrează și reacția unei femei care iese dintr-o prăvălie ca să vadă ce a explodat. Iar cuvintele ei sunt: ce? Iar a sărit în aer un centru de recrutare? Pentru că aparent asta este o întâmplare care se tot repetă. Și cam asta ar fi așteptarea rusului obișnuit. Da, pentru că sentimentul insecurității funcționează în egală măsură și în Federația Rusă, la nivelul cetățeanului, ca de altfel și în Ucraina. Practic, toate aceste gesturi, acțiuni, nu au neapărat o explicație clară militară, într-o strategie anume, ci pur și simplu sunt retalieri, tot în ideea de a genera emoție și de a genera frică. În mod evident, dincolo de impactul economic, ce se întâmplă, de exemplu, acum în Marea Neagră, generează un anume sentiment de amenințare la frontiera Alianței Nord-Atlantice. Aruncă în aer oportunitățile de alimentare pentru jumătate de Africa. Uite, de exemplu, ce înseamnă din punct de vedere al coridorului umanitare privind cereale lovirea portului Odessa? Tocmai s-a întâmplat. Înseamnă că acel coridor de cereale care mergea spre Marea Mediterană, ieșea spre Bosfor și după aceea canalul de Suez și spre Africa, este blocat. Deci, state care se bazează pe programul mondial de aprovizionare cu alimente, pur și simplu nu mai au de unde să se aprovizioneze. Când, cum se va găsi o soluție și o rezolvare, oamenii aceia n-au cum să știe. Și evident se creează foarte multe resentimente. Ori, din acest punct de vedere, aceste gesturi, repet, nu, după părerea mea, mă rog, nu au explicație militară directă, dar au clar o explicație emoțională cât se poate de semnificat. Mai ales că probabil credibilitatea autorităților după minciuni au sărit în aer. Pentru că ați amintit de centrele de recrutare, astea au fost raportate inclusiv de către bloggerii ruși că au fost incidente inclusiv cu explozii la centre de recrutare mai frecvente atunci imediat după septembrie, când a declarat Putin mobilizarea parțială. Mai puține am citit, dar atunci au fost chiar câteva, să spun eu, repetate. Și posibil ca și în această localitate să fie avut loc un astfel de incident. Pentru că, îi place sau nu îi place lui Putin, există și o rezistență internă rusă. Adică nu excludeți varianta unui autosabotaj? Adică un rus să fie pus, să fie aruncat în aer? Păi știm pe rușii care acționează din Ucraina, doar știm de la atunci, da, în zona de frontieră, care acționează, au fost mai multe astfel de atacuri și sunt ruși. Deci nu mai e vorba de legiune străină sau de operații ale forțelor ucrainene. Ucrainenii nu revendică... Legiunea, zice cumva, legiunea pentru libertatea rusă sau ceva de genul ăsta. Ucrainenii nu revendică acest atac. Oricum ucrainenii nu revendică. Agenția TASS spune că este vorba despre un accident. Și că acolo, de fapt, nu este o fabrică de optică tehnică, ci o fabrică de artificii. Și singurul comentariu care mi s-a părut simpatic vine dinspre ucraineni, care spun: domnule, artificiile nu explodează în formă de ciupercă. În momentul Corect. În care explodează artificiile, explodează nu ca niște artificii. Aia explozie, explozie rest, de o cantitate ce făceau mare. Acolo, ce produceau acolo rușii, nu avem de unde să știm.
Ah, e foarte importantă. O informație din ucrainska Pravda. Fabrica, această fabrică din raionul Moscova, care a suferit explozia de azi dimineață, ar fi participat la dezvoltarea unei noi generații de bombardiere, domnule profesor Biola. Va trebui să așteptăm puțin timp să ne dăm seama cine este cel care a cauzat sau ce entitate a cauzat această explozie, dar efectul, cred, este același. Să aducem aminte de context. Domnul general menționa dronele ucrainiene de săptămâna trecută, chiar primarul Moscovei anunța că azi noapte au fost două drone care au fost coborâte. Și președintele Zelenski a anunțat acum câteva săptămâni ideea că acest război trebuie adus aproape de către populația rusă și cred că este o strategie aici. E o strategie cu o componentă militară, dar și una informațional-psihologică. Cea militară, cred că au mărturisit chiar ei, este legat de faptul că rușii trebuie să-și disperseze resurse, deci disperseze echipament. Moscova este foarte important, simbolic, e capitala Rusiei. A ataca Rusia și a crea genul acesta de psihoz arată slăbiciunea regimului. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă vrei să rămâi în control și cel puțin din partea națională, trebuie să investești resurse, echipament, soldați care nu sunt. Nu există în momentul de față că foarte mulți sunt în Ucraina. Deci e parte din această strategie, cred, care încearcă să forțeze mâna Rusiei de a-și menține o parte din trupele sale pe teritoriu în loc să le trimită în Ucraina. Rămâne de văzut dacă acesta se întâmplă. Dar partea psihologică este foarte clară, a aduce războiul aproape. Și aici este o linie foarte fină pe care ucrainienii încearcă să o traverseze. Ataca obiective militare. De ce această linie e importantă? Pentru că depind foarte mult de ajutorul vestic și să prevină genul de, în sfârșit, accidente care ar ataca obiective civile. Atunci s-ar crea un val, probabil, în presa vestică, dar și pentru suporteri, care ar crea probleme pentru cel puțin la nivel de comunicare și la nivel de strategie. Dar este clar că acest lucru va continua. Va continua la Moscova, că este țintă simbolică, și va continua în Marea Neagră. Marea Neagră a devenit un teatru de război. Este foarte clar în momentul de față. Dar și îndoială, pentru că este un război care se strangulează economic pe celălalt. Rușii încearcă să stranguleze Ucraina economic prin grâne, iar ucrainenii încearcă să stranguleze economic Rusia prin interzicerea transportului de petrol. 20% din petrol exportat de Rusia pleacă din porturile de la Marea Neagră. Deci, fără doar și îndoială, deci asistăm la două puncte mari de escaladare, unul simbolic Moscova și, bineînțeles, Marea Neagră. Un moment despre care vorbește și Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei. Vom vedea declarația imediat. Aș vrea doar să le spun telespectatorilor că există vehiculată tot de agenția TASS informația conform căreia ucrainenii ar fi lovit cu o dronă depozitul de material radioactiv de la centrala de la Zaporojie. E foarte interesant că această informație nu este atribuită nimănui. Pur și simplu, agenția de presă a Rusiei publică această informație și nimic altceva. Nu este atribuită unei instituții, unui personaj, unei personalități. Pur și simplu, agenția anunță că azi noapte ucrainenii au lovit cu o dronă depozitul de material radioactiv de la Zaporojie și nimic mai mult. Că e un pericol, că există vreo urmare, că drona a fost interceptată, nimic, nimic în plus. Informația asta ar putea să aibă un alt rost, poate că rușii vor să semnalizeze ceva, poate că rușii vor să anunțe ceva, poate că vor să dea de înțeles că au ceva de gând la centrala nucleară. Dar vom analiza imediat, atâtea câte sunt informațiile pe care le avem în legătură cu ce s-ar fi întâmplat acolo, de spus că ucrainenii neagă. Ba chiar consilierul președintelui Zelenski spune, nu am lovit Zaporojie, nu o vom lovi. Deci nu s-a întâmplat nici azi noapte ce spun rușii că s-a întâmplat. Și totuși informația există. Acum haideți să-l vedem pe Recep Tayyip Erdoğan, președintele turc, cu o declarație pe care n-a mai făcut-o până acum, dar nici situația din Marea Neagră nu a mai fost atât de gravă cât este în acest moment. Vorbește despre efectele, pericolul efectelor asupra întregii regiuni. Iată.
Ensuring this resolution depends on Western countries fulfilling their promises. In the past, unfortunately, this principle was not respected. A positive atmosphere was created with the Green Deal. This could be turned into a ceasefire and a lasting peace, but unfortunately, such diplomatic steps were not taken. Especially the war spreading to the Black Sea would be a disaster for our entire region. Extinderea războiului din Marea Neagră ar fi un dezastru pentru întreaga noastră regiune. Prima precizare, domnule ministru, se referă la ceva anume atunci când spune că occidentalii ar fi trebuit să facă ceva, n-au făcut și atunci rușii sunt supărați? Se referă la ce, la retragerea pe aliniamentele din 97 pe care și-o doreau rușii, ceva ce nu se poate întâmpla? La ce se referă? Cred că se referă punctual la un aspect legat de Marea Neagră și tot coridoarele de cereale. Ca să aveți o reprezentare, bombardamentele porturilor Ismail și Reni au afectat niște silozuri. Practic, cerealele distruse într-un singur bombardament într-o noapte ar fi hrănit 66 de milioane de oameni într-o zi. Sunt date ONU, ce vă spun, nu e... 66 de milioane de oameni într-o zi. O Italie. Exact. Numai Ismail și Reni. Care este problema? În acest moment, sigur, Erdogan știe acest lucru, sunt date în legătură cu încercările sau tentația Moscovei de a bloca coridoarele care aduc în marea teritorială a statelor NATO, România și Bulgaria, transporturile de cereale. Cum va proceda, cum ar putea să procedeze, din orice perspectivă, este o chestiune preocupantă. Ce spune Erdogan este faptul că, într-adevăr, au discutat turcii cu rușii, rușii spunând, ne-am întoarce la masa negocierii dacă obținem anumite facilități. Ce vor de fapt? Moscova avea ridicarea sancțiunilor privind sistemele de plăți interbancare, sistemele SWIFT. Pentru banca lor agricolă. Exact, pentru banca lor agricolă. Aceasta este condiționalitate. Evident că ar deschide capacitățile de export ale Federației Ruse extraordinar. O astfel de nișă, de oportunitate, și în momentul acesta occidentalii nu sunt dispuși să facă acest lucru. Și probabil ar mai exista un pericol, acela ca rușii să mai facă ceva ca să mai obțină încă... Da, și odată ce se creează un precedent... Să deschizi calea unei negocieri la nesfârșit cu rușii. Sigur că va escalada și fi sigur că Moscova va înțelege, a, da, se poate, bun, atunci sub imperiul constrângerii mai face mai un pas. Ceva, mai provoacă absolut, ceva. Absolut. De altfel, odată cu semnarea acordului umanitar în formatul ONU-Turcia-Rusia-Ucraina, a fost semnat și un acord între Secretariatul General al ONU, un acord, nu știu cum, și Federația Rusă, un memorandum conform căruia Consiliul de Securitate va asigura condițiile pentru exportul cerealelor și fertilizatorul rus, care nu intră sub embargou, sub sancțiunile astea, dar nici la ora actuală, numai că rușii au vrut exact acest lucru să-l facă, să intre cu banca în sistemul SWIFT, cu banca pentru agricultura Federației Ruse, în acest sistem internațional, care acum este suspendat, putând astfel, vă dați seama, orice tranzacție să facă. Comunitatea internațională n-a fost de acord, de Occidentul în primul rând, și le-a propus două variante. La un moment dat, una a fost o bancă, nu știu dacă nu știați, Manhattan, din Statele Unite, și alta a fost o bancă a Organizației Unității Africane, ca intermediar pentru acest lucru care n-au fost rușii. Deci aici este partea economică. Turcii sunt interesați de două ori. Sunt al doilea importator de cereale ucrainiene sau al doilea beneficiar al cerealelor ucrainiene în acel an în care coridorul a funcționat. Pentru că acest coridor n-a fost numai un mijloc de transport și de securitate, dar a fost și ca o barieră între flota rusă de la est de acest coridor, care era un coridor de la Odessa până la strâmtorile, până la Istanbul, vreo 500 de kilometri lungime și vreo 8 kilometri lățime, în care era asigurat, exista supravegherea din partea Turciei pentru securitatea navelor. Turcia pierde și din import
Plus, nu mai vorbim de alte țări, chiar dacă nu toate sau marea parte a importurilor ucrainiene sau exporturilor ucrainiene nu s-au dus numai la aia sărași, s-au dus și la aia bogați, că primii sunt chinezii, după aia vin turcii, după nu mai știu cine, Spania, mai sunt mai multe state care au beneficiat. Dar aceasta este aspectul și atunci dezastrul de care vorbește Erdogan este în momentul în care, posibil, deși eu cred că rușii îl vor evita, dar nu putem să excludem, este momentul în care rușii vor încerca să taie această cale de comunicație, dar nu cred că vor face în așa fel încât să afecteze apele teritoriale ale statelor vecine, mai ales că e vorba de trei state membre NATO, adică noi, bulgarii și turci, care au aceste ape. În schimb, din păcate pentru ucrainieni, am ferma convingere că vor continua cu lovirea porturilor, infrastructurii portoare, atât în cele trei porturi de la Marea Neagră pe care le pot folosi și astea care sunt, vorba aia, la noi. Domnule profesor Biola, despre declarația lui Erdogan. Da, cred că în momentul de față Erdogan încearcă să facă o piruetă. Pentru că Turcia a beneficiat, era un actor important atâta timp când acest acord de grâne funcționa. Era la masă, se negocia, Erdogan avea un statut puternic și la un moment dat acest lucru a început să-l piardă, această influență a început să-l piardă. Am observat, de exemplu, cred că pe scuzele Rusiei că nu au acces, că Occidentul în sfârșit nu o înțelege, mi se par destul de puierile. Pentru Rusia este foarte important să stranguleze economic și nu interesează în momentul de față ce se întâmplă cu restul. Vrea să stranguleze economic Ucraina și s-a folosit de oportunitatea deschisă de Erdogan, care a eliberat niște prizonieri ucrainieni Azov și pe urmă a dat semnale privind Suedia, să într-un fel să, de această oportunitate, să se scuze că acest acord nu mai are relevanță. Pentru Turcia ar mai intervine ceva. Până ieri era un actor care se vedea mediator. Acest rol începe să fie uzurpat de un alt actor care este oarecum inamicul Turciei. Mă refer la Arabia Saudită, care a avut un mare meeting săptămâna trecută, în care, în fine, Turcia a fost invitată, dar cel care conducea oarecum aceste negocieri și Arabia Saudită se ridică în momentul de față ca o punte de dialog între Sudul global și vest. Deci sunt mai multe elemente pe care le văd să-l mulțumească pe Erdogan. Scenariul de catastrofă pe care poate se gândi se poate referi și la faptul că, dacă ține seama de cele trei base care au străpuns blocada rusească, unul era israelian, există acest scenariu că dacă cumva ar fi niște base NATO care sunt civile și merg mai departe, nu, cu aceste grâne, ce va face Rusia în acel moment? Le va ataca? Dacă le va ataca și sunt sub steag NATO, nu înseamnă o activare de articol 5? Deci sunt câteva elemente care sunt pe masă în momentul de față și pentru Turcia niciunul nu funcționează ca lumea pentru că și-a pierdut o parte din influența sa pe care o avea în relația cu Putin. Și eu am sesizat lucrul ăsta în declarațiile lui Erdogan, mai ales în fraza cheie de aici, care sună așa: soluția acestei probleme, spune Erdogan, depinde de respectarea de către țările din Occident a promisiunilor făcute Rusiei. Asta indică faptul că Erdogan se adresează liderilor occidentali. Mesajul a fost către liderii occidentali. Și acum întrebarea este dacă Erdogan vorbește în nume personal, în numele său, sau în numele lui Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon săptămâna trecută. Lucru pe care nu l-a ascuns, ba dimpotrivă, a menționat că l-a sunat el pe Vladimir Putin pentru a-l readuce în acordul cerealelor. Anul trecut, când s-a semnat acest acord, Erdogan a căpătat o influență și o putere politică foarte mare. La nivel global, Turcia s-a profilat ca un broker de pace, ca un mediator, iar Erdogan însuși a jucat rolul ăsta de curea de transmisie între Rusia și Occident. Cu ruperea acordului, importanța și influența lui pare să pălească, mai ales că sunt și alți concurenți
la acest statut de broker de pace. Și atunci Erdogan insistă să-i aducă pe liderii occidentali la masa tratativelor cu Vladimir Putin pentru acordul cerealelor în primă instanță, care speră el că se va transforma într-un armistițiu și într-un acord de pace pe termen lung. Cred că asta este miza de moment a lui Erdogan, mai ales că în aceste zile, în aceste săptămâni, vin în valuri inițiative din afara Turciei pentru a desena diverse formule de dialog între Rusia și Occident. Zaporojie. Domnule general, RIA, aceeași agenție de știri a Federației Ruse, spune că ucrainenii au lansat o dronă asupra depozitului de material radioactiv de la Zaporojie și prezintă o fotografie cu un quadrocopter. Înțeleg că e o dronă care are 4 elice. Da? 4 elice. O să folosesc inclusiv la filmări și pentru supraveghere. Cele pe care le avem noi, cele domestice, obișnuite, ale oamenilor. Bănuiesc că nu este una de dimensiuni mari, care de dimensiuni mari au propeller. Ce bună observație. Este prima dumneavoastră observație, de ce aia nu atacă? Asta ne spuneți. Nu cred, deci nu să folosesc în așa ceva drone cu 4 elice. Dronele care sunt folosite pentru lovire sunt cu elice sau unele chiar au formă motor de avion. De propulsie, da, și au o formă mult mai apropiată de avion. Eu de la început n-am crezut acest lucru, dar trebuie să... Deci n-am crezut că au atacat rușii. Dar trebuie să răspundă ucrainenii. Dar trebuie să răspundă cumva rușii, pentru că tocmai au primit un ajutor din partea Agenției pentru Energie Atomică. Reprezentanții acestora pe teatru, la centrală, spunând că toate verificările care le-au făcut, nu există niciun fel de explozibil, n-au descoperit nici explozibil și așa mai departe, cum ucrainienii afirmaseră și acuzaseră pe ruși că pregătesc aruncarea în aer a centralei. Și atunci au trebuit să vină și ei cu ceva ca să contrabalanceze punerea în pericol a centralei și, iată, un bun motiv, depozitul de deșeuri, adică bomba murdară, dacă vă mai amintiți, s-a mai discutat despre ea de mai multe ori, că există posibilitatea utilizării ei. Aceasta ar fi o bombă murdară în situația în care depozitul de deșeuri ar fi atacat. Ar putea fi mai mult decât atât, domnule ministru, pentru că până acum rolurile principale le-au avut generatoarele, stația care conectează centrala la sistemul energetic, pe unde vine electricitatea care e folosită la răcire, pe unde pleacă electricitatea care este produsă. Acum nu mai pleacă, că reactoarele sunt închise toate. Au fost și ele personaje cu explozibilul care ar fi fost sau n-ar fi fost pe acoperiș, zona de siguranță, buffer sau cum se cheamă, unde erau sau nu erau mine. Acum intră în scenă depozitul de material radioactiv, asupra căruia ucrainenii ar fi trimis o dronă cu 4 elice. Semnalizează ceva, e o glumă, e să nu tacă, ce e? Frica. Nu e așa că tot ce se întâmplă și reprezintă o amenințare, ne gândim imediat la o explozie nucleară și de aici repercursiuni aproape de nebănuit. Ba da, și atunci, propagandistic, în războiul hibrid, se lansează astfel de informații, cu ghilimele de rigoare. Acolo sunt, pentru că rușii au permis, sunt inspectorii de la EA. Ei au constatat că pe acoperișul, de exemplu, nu există exploziv. Așa că ei știu exact. Tot ei ne spuneau ieri, ei, adică inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ne spuneau că au descoperit manevra rușilor. Manevra rușilor fiind că le permit accesul în anumite zone, nu peste tot, și și-au dat seama că rușii fac curat acolo unde le permit să intre. Da. Și că mută tot ce au în zonele unde nu au acces. Pentru că Zaporojie, centrala, este unitate militară. Deci acolo sunt forțe militare, muniție, depozite militare, comandant militar alături de directorul sau cine mai fi responsabil în legătură cu acea centrală. Au evacuat inginerii din centrală, la un moment dat au lăsat să mai întoarcă câțiva, deci se joacă. Se joacă acest, la limită, la muche, se joacă acest element.
fără să, pur și simplu, este o supoziție. Centrala de la Zaporojie, deși este, a fost făcută de sovietici, a fost modernizată la super standarde cu tehnologie americană. Limitarea acestui acces și toate treburile astea poate să fie și o explicație pentru a acorda timp celor care sunt din partea rusă acolo să vadă totuși ce face tehnologia asta. Că este clar că atât din punct de vedere a productivității cât și din punct de vedere al siguranței, parametrii tehnologiei americane sunt net superiori acelei sovietice care era deci în vremea asta rușii ar fura și chiar ar putea să sătăm nu iar și n-au prima dată și chinezii adică ingineri de nucleare păi da, sunt meseriași, vă dați seama înțeleg ce se întâmplă acolo lucrurile astea se întâmplă irachienii, iranienii au o școală chinezii nu mai vorbim că de-aia veneau mulți în vizită și mergeau mulți în vizită în fabrică să fiecare să țină minte o coloană deci treaba asta de tehnologie prin a face copii, de fapt, se poate practica, dar este doar o supoziție. Totul depinde de, din nou, decizia lui Putin. Butonul Zaporojie e în mâna lui Putin. Putin poate decide ca la Zaporojie să se producă un incident sau să rămână ca până acum. Oprite la rece. Dar nu-l ajută cu nimic să producă un incident, din contră. Nu l-ar ajuta? Așa. Nu, sincer, nu văd cu ce i-ar ajuta pe ruși, nu pe Putin, că pe ruși ca mod de acțiune, ca leadership, pentru că n-ar putea să facă altceva decât să producă un dezastru natural pe bază nucleară, cu posibilitatea afectării întregii zone, inclusiv a Federației Ruse. În momentul ăla izolează total întreaga comunitate. Și așa este izolat de jumătate din lume, poate chiar mai mult de jumătate. Deci nu cred că l-ar ajuta un astfel de lucru. Pentru că în afară de faptul de a distruge ce? O capacitate energetică? E gata distrusă în sensul că nu funcționează. Da, e nefolositoare. Și oricum e mâna rușilor. E nefolositoare. Dețin controlul asupra ei. Nu îi lasă situația operativă să schimbe direcția de trimitere a curentului electric, pentru că trebuie să facă acolo niște investiții, niște lucrări și este chiar la linia frontului. Dar știm că lui Putin îi place să facă demonstrații de forță. Da, și din cele dar nu cred că va face cu putere nucleară. Eu îi las pe colegii de platou să vorbească despre subiectul ăsta, pentru că în realitate eu habar n-am ce se întâmplă acolo. De fapt, noi comentăm niște afirmații făcute de presa rusă, de o agenție, care ne-ar spune ce s-a întâmplat. Nu este o sursă, niciun caz nu este o sursă sigur credibilă. Dacă s-ar întâmpla ceva acolo, probabil am ști. Probabil am aflat, în primul rând, de la experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În al doilea rând, discuția mai generală legată de butonul nuclear, nu? Și de decizia lui Putin de a folosi această ultimă măsură, cred că este, din fericire, până în momentul ăsta blocată de parteneriatul fără limite pe care Rusia îl are cu China. De multe ori ne-am întrebat care este limita, de fapt, a parteneriatului fără limite anunțat de Putin și Xi Jinping. Păi ăsta este parteneriatul fără limite. Asta este limita parteneriatului. Lui Putin i s-a pus în permanență în vedere faptul că nu trebuie să folosească această armă nucleară, nu poate să se folosească nici de un accident nuclear, pentru că astfel parteneriatul fără limite se va opri. Nu? Iar Rusia va deveni țara radioactivă a planetei Pământ. De asta nu cred că Putin va recurge la măsura asta, nici nu este în poziția disperată de a lua măsuri disperate în momentul ăsta, așa încât subiectul butonului nuclear cred că este folosit exclusiv din fericire ca o armă propagandistică, retorică. Și apropo de China, se pregătește, se lucrează la o vizită a lui Putin la Beijing, ar fi în octombrie, da, în această toamnă, și apar informații că din nou chinezii sunt nemulțumiți, sunt supărați
pe Putin. Ultimele informații vin de la Business Insider, care spune că președintele Xi este deranjat că Putin nu îi dă atenție, ignoră planul de pace în 12 puncte. Mai există un set de informații foarte interesante care vin de la Spiegel și care ne spun că din cauza războiului, economia Chinei suferă. Din cauza inflației prea mari, le-au scăzut exporturile, le-au scăzut mai mult. Importul de cereale, prin Marea Neagră, era principal. Exact. Vom comenta despre acest context. Primul beneficiar al exportului. Imediat vom comenta acest context special al relației cu China, dar cap te pod pe cap pe malul Niprului, e prea devreme să spunem asta, domnule general. Sigur, dumneavoastră citiți informațiile altfel decât noi. Să le spun repede telespectatorilor ce s-a întâmplat. Institutul pentru Studiul Războiului spune că azi noapte 7 bărci cu câte 6-7 luptători ar fi trecut pe malul stâng al Niprului. Este vorba despre luptători ucraineni care ar fi obținut surpriză tactică, o să ne explicați ce înseamnă asta, adică i-ar fi luat prin surprindere pe ruși, că imagini din satelit arată că acolo s-ar fi dus lupte grele, inclusiv ar exista urme de artilerie, dar cum s-a terminat afacerea asta nu știm. Dacă au plecat de acolo ucrainenii, dacă au reușit să obțină ceva, vă rog. Nu știm. Nu știm finalul, da, aveți dreptate. Și totdeauna eu combin, ca să spun așa, informațiile pe care le dau blocării militari ruși cu informațiile pe care le dau surse occidentale și cu declarațiile de presă oficiale ale amândouă dintre belingerați, pentru că totdeauna aceste comunicate au și sunt o parte a războiului informațional care se duce acolo. Surpriza tactică în sensul că au făcut o mișcare îndrăzneață după ce Nipru și-a mărit dimensiunile în urma aruncării în aer a barajului de la Nova Kakhovka. Surpriză tot de nivel tactic, în sensul că gruparea, chiar dacă a fost făcută de infanteriști marini sau chiar forțe străine participante, cele 6-7 bări, n-a fost de o dimensiune mare și că din datele care se pare că sunt validate și din alte imagini, ar fi reușit cucerirea unui cap de pod cu adâncime de aproximativ 800 de metri, dar care, după cum spun rușii, ulterior a fost respins. Uh-huh. De la ucrainieni n-am auzit nimic. Nici măcar despre această tentativă. Problema acum a acestui cap, acest tip de acțiune, bineînțeles cu un pic mai mult succes decât ceea ce știm noi până acum, este absolut necesară pentru partea ucraineană în pictura generală a ofensivei de la sud de Dnipru. Pentru că știm să încearcă acum undeva pe direcția Zaporoje, Melitopol, Berdiansk, probabil să se avanseze în scopul secționării, separării forțelor din zona de respectiv, zona de vest, care să permită după aia câștigarea de teren pe părți. Ori această acțiune este absolut necesară să sprijine această acțiune, din perspectiva ucrainienilor, bineînțeles. Așa cum la rândul lor, rușii acum aduc în nordul Luganskului o acțiune spre Lisiceanc, tocmai ca să scoată de sub presiune zona rușilor, rușii care sunt în zona Bahmutului. În zona Bahmutului și Advivka, parcă îi spune corect localității, unde ucrainienii au avut oarecare succes. Deci este ca o mișcare în oglindă. Este de așteptat acest lucru și este de așteptat ca să mai continuă astfel de încercări, inclusiv la o valoare de forță mai mare. Eu mă așteptam să aibă loc mai devreme această încercare, numai că acea explozie urmată de inundațiile din iunie, e clar că a îngreunat-o, în special datorită modului că n-ai cum să-ți transporti în timp util forțe importante pe malul celălalt, chiar dacă realizezi un cap de pod, în condițiile în care și podul de la Antonivski și celălalt de la Nova Kakhovka sunt distruse. Bine, unui barajul tot. Domnule profesor Piola,
și este supărat, președintele Xi Jinping este supărat pe Putin că nu ia în considerare planul în 12 puncte, planul de pace, dar Business Insider mai are o informație, mi se pare foarte interesantă, de data asta nu e pe surse, se întâmplă la conferințele de pace. Diplomații chinezi repetă mesajul: China nu este Rusia. Ce înseamnă asta? Păi, această întâlnire care ar trebui să aibă loc între Putin și Xi, a treia, în locul lui Putin m-aș întreba de ce m-aș duce. Dacă ne amintim, în februarie 2022 era un summit important, înainte de invazie. Trebuia să obțină oarecum acceptul pe care să-l amplifice mediatic că Rusia și China sunt prieteni nedespărțiți și totul va merge de strună. Al doilea meeting care a avut la Moscova era de o reconfirmare a prieteniei, nu? Dar și faptul că Xi și China au reușit să extragă foarte multe contracte comerciale. E, acum, dacă Putin s-ar duce la Beijing, în ce poziție s-ar duce? Este sigur, cu siguranță, că Xi va pune presiune pe el să înceteze acest lucru. Avem semnale din ce în ce mai mari. Faptul că China a participat la procesul de pace sau, în sfârșit, discuțiile de pace de la Jeddah din Arabia Saudită, nu numai că a participat, dar și preluat conducerea unui grup de lucru pe siguranța nucleară. Un semnal extraordinar de puternic, de, oarecum, de dezangajare. Economia Chinei suferă enorm datorită faptului că a pierdut acces și la piața americană, la piața europeană. Ea nu poate fi compensată de piața rusă. Economia rusă e în cădere liberă. Ați văzut devaluarea rublei. Mulțumesc mult. Din păcate, nu mai avem timp. Subiectul e prea important. Cu siguranță îl vom repeta, mai ales că vă spuneam, Spiegel are informații că economia Chinei suferă din greu din cauza războiului Rusiei în Ucraina. Vă mulțumesc tuturor, domnilor. Oana Zamfir vă așteaptă imediat. Seară bună!